Și vom fi cu tine. Așa a încheiat corul cântarea și sperăm din toată inima ca toți cei care suntem aici, cărora vă spun bun venit în casa Domnului, să fim cu Domnul. Atât aici, cât și la casele noastre și mai ales în veșnicie. Vreau să salut de asemenea pe cei care ne urmăresc pe internet. Spuneam aseară că pe parcursul celor trei sabate, cât fratele Huțanu a prezentat aici iscălitura lui Iisus, peste 1300 de persoane au accesat prezentările din arhivă. 670 le-au urmărit live în timp ce erau prezentate aici. Și în cele trei săptămâni cât a durat această ocazie fericită, peste 2500 de persoane au accesat site-ul bisericii. Când aveți timp și dacă nu sunteți la celălalt capăt de lume, veniți și vizitați-ne, ne veți recunoaște din cele ce ați văzut pe transmisia pe internet. Apropo, aș vrea să întreb. E cineva în sală care a venit prima dată în Biserica Brâncoveanu cu ocazia acestor prezentări? Adică de acum trei sâmbete? Până atunci n-a mai fost? Eu știu câțiva, dar dacă nu ridicați mâna, nu-i niciun păcat, să știți. Cel puțin o persoană a revenit după aceste prezentări. Și mă bucur din toată inima să o salut pe sora Mihaela Huțanu, care este împreună cu noi. Și ne-a transmis salutări din partea fratelui Huțanu, care, așa cum știți, sabatul acesta este la Soloneț, undeva în nordul țării. Biserica este o frățietate și oriunde ne-am afla, ne simțim bine pentru că suntem în prezența lui Dumnezeu, care este Tatăl nostru al tuturor. Dar biserica trăiește niște timpuri destul de dificile. Vremurile astea pe care le trăim noi sunt niște vremuri dificile. Unii zic n-a mai fost niciodată în istoria omenirii. N-aș spune chiar așa, pentru că au fost vremuri grele întotdeauna. Dar timpul pe care îl trăim noi are cel puțin o caracteristică foarte descurajantă. Trăim un timp al contestării. Tot felul de oameni contestă tot felul de situații și tot felul de oameni și de instituții. Și învălmășagul acesta al contestărilor, nu spun dacă e bine sau rău, lucrul acesta, nu despre asta e vorba, în vălmășacul acesta al contestărilor intră în mod inevitabil și nefericit câteva lucruri care n-ar trebui să facă obiectul contestărilor. În vălmășacul acesta al contestărilor intră credința. Și foarte mulți contestă credința și spun ce e asta, asta e, n-are sens și așa mai departe. Nu-i ceva nou. Din totdeauna credința a fost contestată, dar parcă nici când atât de mult ca astăzi. Evident, odată cu credința, sub tirul acesta al contestărilor intră și biserica. Și aici ar fi multe de discutat, pentru că această contestare a bisericii vine la pachet cu contestarea autorității. Și putem observa că orice fel de autoritate este detestată, contestată, până când ai nevoie de ea și atunci devine brusc utilă. Și dacă e contestată credința, dacă biserica e contestată, atunci implicit credincioșii sunt contestați. Și oamenii se uită și zic, ba, ce spuneți voi, ce sunteți voi, ce reprezentați voi? Dacă a contestat credința
este o prostie în ultimă instanță. Dacă a contesta biserica uneori este legitim, a contesta pe unii sau pe alții dintre credincioși este o chestiune care ne privește pe fiecare dintre noi. Și în dimineața aceasta aș vrea să vă prezint ceva care s-ar putea să ne privească pe fiecare dintre noi într-un fel sau în altul. Aș putea intitula predica din dimineața aceasta Ghidul fariseului perfect. Dar n-am să fac asta, deja ar fi plagiat, cineva a folosit sintagma asta mult mai bine decât mine. S-ar putea numi predica din dimineața aceasta Cum să devii fariseu. Și o să vă uitați la mine și o să ziceți, păi asta ne lipsește nouă. Asta ne trebuie nouă. Asta trebuie să învățăm noi la biserică. Cum să devenim farisei? Asta știm de mici și pe măsură ce am crescut. N-am nicio intenție să ajut pe cineva să devină fariseu. N-am nicio intenție să îndemn pe cineva să devină fariseu. Și n-am nicio intenție să pun la îndemâna cuiva instrumentele cu ajutorul cărora să devină fariseu. Departe de mine. Scopul meu este doar să ne atragem atenția, noi, fiecare, nouă înșine, că pericolul de a deveni fariseu este prezent. Și că e foarte tentant. Și știind ce înseamnă asta, să putem să ne ferim de așa ceva. Ipocrizia, dublul limbaj, falsitatea, toate acestea pot fi însumate sub termenul ăsta religios fariseu sau fariseism. Ciudat este că fariseii inițiali erau niște oameni foarte respectabili și foarte respectați, pentru că apoi, de-a lungul timpului, termenul acesta să denumească și să definească un comportament reprobabil și pe care Dumnezeu îl urăște. Da, haideți să deschidem Scriptura, că e cel mai bine. Evanghelia după Luca, în capitolul 12, voi citi pentru început versetul 1 și vă rog să citiți împreună cu mine. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi. Și aici urmează un paradox, adică o ciudățenie. Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Ce avem aici? O vreme de efervescență religioasă, o vreme de trezire spirituală, mii de oameni, nu, așa spune, care vin să-L asculte pe Iisus. Și în timp ce mii de oameni sunt adunați acolo, Iisus începe să le spună ucenicilor, adică celor mai apropiați de El, vedeți mulțimile astea, aveți grijă să faceți asta și asta, să le spuneți asta, să învățați asta, nimic. Primul lucru, Iisus a început să spună ucenicilor săi, a început, cu asta a început, mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. De vreme ce Mântuitorul a socotit că acesta este un lucru extrem de important și care trebuie prima dată să fie clar ucenicilor, nu mă îndoiesc că și astăzi acesta este un lucru important și care este necesar ucenicilor de astăzi, adică nouă fiecăruia dintre noi. Fățărnicia pe care Domnul Hristos o numește aluatul fariseilor, este un tip de comportament care sporește
din însăși natura lui, care e foarte molipsitor și care cuprinde tot ceea ce este împrejurul lui. Nu la voia întâmplării, Mântuitorul folosește imaginea aceasta a aluatului. Și în alt loc se spune, puțin aluat dospește puțină fățărnicie, dă dreptul oamenilor să zică, voi pocăiții, voi credincioși, voi creștini, sunteți așa, las că știu eu. Nu contează dacă ceea ce știe el e vorba de o persoană, de 5 persoane sau de cât știe el, imediat caracteristica aceasta este pusă asupra tuturor, ba mai mult. Nu e doar o chestiune de percepție, că oamenii așa percep. Pare să că acest fel de a înțelege, era să spun, de a nu înțelege viața, care este fățărnicie, e foarte molipsitor. Și dacă vezi pe unul și dacă vezi pe altul, îți vine și ție să te comporți la fel. Mi-am propus ca în dimineața aceasta, cu riscul de a vă întrista, să analizăm puțin care sunt caracteristicile fariseismului, nu de dragul de a ști noi ceva în plus, ci de dragul de a recunoaște atunci când ne întâlnim cu aceste caracteristici și de a ne feri de ele. Există două liste mari în Evanghelii care descriu cum arată un fariseu și care sunt acele lucruri reprobabile pe care Mântuitorul mereu și mereu le-a adus în discuție, mai ales ucenicilor și uneori în mod direct și celor care erau din această categorie. O listă se găsește în Matei 23 și o listă în Luca 11. Am să o folosesc pe cea din Luca 11 pentru că e puțin mai succintă și e foarte bine ordonată. Vă invit, deci, să deschidem Scriptura aici, în Evanghelia după Luca, la capitolul 11. Sunt 7 elemente, nu le-am ales eu, dar atâtea sunt aici menționate și care descriu cum arată un fariseu, cum se comportă el și ce efecte, ce repercusiuni are modul acesta de a fi. Primul lucru, Luca 11, versetul 39 și 40. Dar Domnul i-a zis, voi, fariseii, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate, nebunilor. Oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Despre ce este vorba aici? Despre costumul de pe mine. Despre cravată, despre cămașă, despre bărbierit. Da? Am venit la biserică. Păi trebuie să vin corespunzător, da? Că de aia e la biserică. Și trebuie să mă vadă ceilalți că am venit corespunzător la biserică. Partea din afară, și dacă ar fi vorba numai de elemente de astea ușor de identificat, încă ar fi bine. Dar iau și o atitudine de biserică. Las că unii uită și de asta, da, mă rog. Și arborez și un zâmbet. Când eram noi mici, zâmbetul ăla se chema zâmbetul de 23 august. Acum nu știu cum se mai cheamă, comercial sau ziceți-i cum vreți. Da. Să nu intrăm în a învăța prea multe lucruri din astea dubios comerciale. Un zâmbet fals. Unii învață în fața oglinzii cum să arboreze zâmbete. Dar nu-i nevoie de oglindă. Oricum, exteriorul trebuie să fie în regulă. Că partea din afara paharului sau a blidului trebuie să fie spălată.
Apropo, cu spălatul ăsta am o perpetuă discuție cu soția când mă duc să o ajut să spele vase. Ea mereu îmi spune, vezi, ai grijă și folosește detergentul ăla pentru vase. Uneori, după capul meu, ar trebui folosit, că dacă sunt numai niște firmituri de pâine acolo și în vasul ăla n-a fost altceva, să-i dau cu detergent. Nu știu, sunt specialități la care nu mă pricep și nu mă bag. Dar soția întotdeauna are grijă să îmi amintească. Vezi, folosește. Și vezi, spală pe ambele părți vasul. Și eu zic, bine, dar pe afară ce are? Că doar înăuntru a fost ce a fost. Afară... Nu, spală. Da. Fariseii erau foarte grijulii cu partea de afară. Și fariseii tuturor timpurilor au o mare preocupare pentru aparențe. Să arăți nu știu cum. Oricum, nu cum ești, ci cum se presupune că așteaptă oamenii de la tine să arăți. Asta e baza falsității. Într-unul din satele nu departe de aici există o vorbă și se povestește că vorba asta vine de la un fapt real. În sat, știu satul și istoria o știu așa de la prima mână, de la cei de acolo. În satul ăla era o familie extrem de săracă. Locuiau într-o, nu știu cum să-i spun, ceva între cocioabă și bordei. Și familia avea două fete. Fetele au ajuns la vârsta când se iese în lume. Și mama lor, care era foarte grijulie de viitorul lor, le-a învățat cum să iasă în lume. Așa că de unde aveau, de unde n-aveau, a cheltuit ceva bani pe vestimentația fetelor, și pentru că fetele nu puteau să plece singure, și pe vestimentația proprie, ca să poată să le însoțească. Și azi așa, mâine așa, consătenii le vedeau ieșind din închipuirea aia de casă, bordei, ce era. Până când unuia mai pozna și așa, i-a trecut prin minte să... Știți că oamenii sunt foarte binevoitori când e vorba să-i taxeze pe alții. Să spun așa o vorbă cu tâlc, care a rămas în istoria satului, de mult nu mai e cocioaba aia, familia... Nu se mai știe, dar vorba a rămas. Și vorba spune așa, dintr-o cotineață iese o coconeață. Așa au zis ei. Descriind plastic discrepanța asta între realitate și aparențe. Adică dacă n-ai fi prins momentul când ieșeau de acolo și le-ai fi întâlnit oriunde în sat, ziceai că cine știe ce... Dacă le-ai fi văzut intrând acolo, te gândeai că merg să fac o binefacere. Dar când ieșeau de acolo, aici nu se potriveau lucrurile. De ce e rău asta? Pentru că e minciună. Pentru că e înșelătorie. Și pentru că Dumnezeu condamnă minciuna. Și observați că Mântuitorul, care de obicei este amabil și plăcut la vorbire, când are de-a face cu acest soi de comportament, e foarte direct. Voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru vostru e plin de jefuire și de răutate. Nebunilor! Prima caracteristică. Cea de-a doua, spuneam că sunt șapte, cea de-a doua o citim în versetul următor. Versetul 42. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Nu știu ce e ruta, ce bureian o mai fi și asta, dar fariseii știau.
Și cele mai mici amănunte care țineau de acest comportament religios rânduit de Dumnezeu, de altfel, ei le respectau. Fiindcă astea se pot număra, da? Când se adună comitetul financiar, numără acolo. Și astea se poate număra. Celelalte, dreptatea și dragostea, astea sunt așa, mai volatile, mai greu de cuantificat, de măsurat. A pune în cumpănă respectarea unor obligații față de Dumnezeu, că El a instituit principiul acesta al zeciuielii, și respectarea altor lucruri despre care Mântuitorul spune că sunt esențiale, pe care El le-a exemplificat, și anume dreptate și dragoste, care sunt caracteristicele intrinsece ale lui Dumnezeu, este un comportament care la un moment dat și sucește mintea omului și îl face să nu mai știe nici cine este, nici ce este, nici ce-i cu el. Imaginați-vă scrupulozitatea acestor oameni, cum or fi măsurat semincioarele alea, câte și cum, eu nu zic că făceau rău. Și nici Mântuitorul nu zice asta. Zice, pe alea trebuie să le faceți. Dar pe celelalte, alea care nu se pot măsura, cântării, alea unde nu-i vorba de proporții, pe celelalte. Niciodată biserica n-a dus lipsă de mijloace financiare, chiar și atunci când se părea că nu se poate. Pentru că știm asta, banii sunt ai lui Dumnezeu și El are grijă ca ei să ajungă în mâinile celor care știu să dăruiască. Dar de foarte multe ori, biserica duce lipsă de dreptate și de dragoste de Dumnezeu. De ce? Pentru că oamenii sunt mai degrabă înclinați să împlinească acele lucruri care țin oarecum mai mult de exterior și care pot fi văzute, măsurate, cântărite, numărate, decât de acele lucruri, cum să măsori dragoste? Cum să spui că respectivul iubește 75%? Cum? Sau cum? Nu, asta numai 25%. Vedeți, lucrurile acestea care țin de identitatea lui Dumnezeu pe care El o vrea transferat asupra noastră, nu merg cu procente, cu numere. Ele ori sunt, ori nu sunt. A pune în cumpănă și a alege o parte din ceea ce spune Dumnezeu în detrimentul altei părți din ceea ce spune Dumnezeu, e fals și aceasta, e minciună și aceasta. Și este una dintre caracteristicile fariseului, antic sau modern. A treia caracteristică. Versetul 43. Vai de voi, fariseilor! Observați că la fiecare dintre aceste elemente apare sublinierea asta plină de durere. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă vadă lumea, să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. A zice că măcar de asta suntem scutiți. Precum observați, scaunele din față zgoale. Nimeni nu le răvnește. Nimeni nu le dorește. Poate ar trebui spus acum că umblați după scaunele din spate, dar despre astea nu se vorbește. Unde se vorbește despre scaunele din față sau din spate, întotdeauna astea din față sunt cu vulnerabilități. Știi? Și la ospăț se zice, dacă mergi la un ospăț, nu te așeza tu pe scaunele din față, ca nu cumva cineva zică s-o fi schimbat lumea. Poate. Că nu de scaune e vorba, ci de impresia mea despre mine, de pretențiile mele că sunt, și să nu te atingi de cineva care în sinea lui
consideră că îi se cuvin locurile de cinste. Vorbeam la școala de sabat, la grupă, despre semnificația cuvântului ministru. Și cineva s-a arătat uimit că ministru nu înseamnă altceva decât servitor. Ăsta e cuvântul. Da, se transformă, se schimbă sensul. Și chiar dacă nu vrei scaunul din primul rând, ci îl vrei pe cel din ultimul rând, sentimentul s-ar putea să fie același. Vrei ca ceilalți să te considere mai presus de ei. De-aia vrei să-ți facă plecăciuni. De-aia vrei să te... Mă feresc să folosesc cuvântul respect, fiindcă ăsta e un cuvânt legitim. Și e un comportament legitim, respectul. Dar aici nu e vorba de respect, ci e vorba ca ceilalți să mă înalțe mai presus de ei. De-aia vreau eu scaunele din față și plecăciunile lor. Ca ei să recunoască că eu sunt mai ceva decât. Mai târziu Mântuitorul avea să le spună ucenicilor, știți ceva? În lumea asta așa este. Cei care sunt domnitori, stăpâni, stăpânesc peste ceilalți, între voi să nu fie așa. Ci cine vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul celorlalți. Da. Al patrulea comportament care definește fariseismul. Versetul 44. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Știți că în cultura iudaică mormântul era un loc necurat, morții erau necurați. Dacă te atingeai cumva de unul, trebuia să stai nu știu cât izolat, fiindcă devenise și tu necurat, preotul n-avea voie să atingă și așa mai departe. Așa că atunci când Domnul folosește imaginea aceasta, voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii calcă și în felul acesta se întinează fără să-și dea seama. Spunând prin aceasta Mântuitorul că fariseismul e foarte molipsitor și că deși uneori nu se vede, nu se poate observa că e undeva băgat acolo de desubt, el produce efecte. Și nu știu cum se face, eu am urmărit iarna asta fenomenul, mai atent decât altă dată. În preajma anului nou, m-am dus pentru prima dată la piața de gros. Există așa ceva. Un angro care arde toate, printre care și fructe. Mi-mi plac foarte mult mandarinele și am zis, ei, acum, mai ales că vin copiii la noi, și mă duc să iau mai multe și la un preț mai bun. Las că mai multe am luat, dar prețul nu era mai bun. Și așa, când am văzut eu atât de multe acolo, am luat mai multe decât ar fi fost bine să iau. Le-am adus acasă și am mâncat, placa, au mâncat musafirii, dar tot au mai rămas. Și după un timp știți ce am observat? Că undeva în al doilea strat, în lădița aia, unele s-au stricat. Și când le-am luat, am observat cum, unde stătuse o mandarină stricată, împrejur și alelalte au început să se strice. Dacă o mai trăi, când s-o face în preajma anului nou, mă duc să fac următorul experiment, să mai cumpăr niște mandarine și să văd dacă nu cumva alea care sunt bune le pot însănătoși pe alea stricate. Vă dați seama ce bogat aș deveni eu dacă aș putea descoperi așa ceva? Dar până acum nimeni n-a descoperit așa ceva. Că merele putrede sau indiferent de fruct
pot fi vindecate de alea bune din prejurul lor. Și oricât de multe ar fi alea bune și oricât de și pe dedesubt și prin dreapta și prin stânga și deasupra ar fi, nu se vindecă alea rele, riscuie. Asta e cu fariseul. E un mormânt ascuns, nu știe nimeni. Dar de acolo emană ceva care e molipsitor. Și de asta Mântuitorul zice, vai de voi! Că dacă ați păcătuit numai pentru voi, păcatul vostru, pedeapsa voastră. Dar zice în alt loc Scriptura, vai de cel prin care vine prilejul de păcătuiri. Mai bine și-ar lega o piatră de moară de gât și... A cincea caracteristică a fariseismului. Versetul 46. Vai de voi, învățători ai legii, mai intră unii în acest vai pe care rostește Mântuitorul. Vai de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, că unii au contestat, au intrat imediat în dezbatere. Pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini greu de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Frate, așa și așa și așa. S-ar putea să fie adevărat ce îi spui fratelui. Dar tu? Deci, vorba Scripturii. Cu niciunul dintre degete, nu te atingi de astea. Ce-i mai reprobabil? Să ai o înfățișare corespunzătoare venirii la biserică? Sau să vorbești despre principii care trebuie respectate, începând de la cele morale și continuând cu cele alimentare, iar tu să nu respecti nimic din asta? Ce-i mai reprobabil? Și una și alta, e același comportament. Ăsta e fariseul. Nu vreau să intru pe panta asta, că am foarte multe amintiri și foarte multe citate care circulă prin minte, pe care unii și alții le-au folosit cu predilecție pentru a-i apăsa pe ceilalți, în timp ce ei... Am o amintire, pe asta nu pot să nu vă spun. Eram copil, mai știu prin ce clasă, și apăruseră televizoarele. Dacă vă puteți imagina, a fost o vreme când nu existau televizoare. Asta spun pentru tine. Chiar nu existau. Au apărut televizoare. Vă dați seama că astea erau o raritate. Și odată cu apariția televizoarelor, fiindcă întotdeauna noi am fost prompți, au apărut filipicele împotriva televizoarelor. Adică rostirile foarte aspre și categorice, cum că televizorul e instrumentul satanei și că așa mai departe. Doar că eu eram copil și aveam un prieten care avea televizor. Așa că nu știam cum să fac, să mă duc să văd, nu mai țin minte ce vreau să văd, ceva. Las că nu era mare lucru de văzut, dar era ceva. Așa că într-o seară am zbugit-o de acasă, nu stăteam departe unul de altul, era așa un colț de stradă, și m-am dus la prietenul meu Sorin să mă uit la televizor, că el avea. Și care a fost uimirea mea când am ajuns la Sorin și cine credeți că s-a uitat la televizor? Tata lui Sorin, care sâmbătă predicase despre cum e televizorul și cum nu trebuie el. Vă dați seama de impact, dacă mai țin eu minte și acum istoria asta, că multe lucruri le uit. Mă întreabă câteodată soție, mai ții mintea? Nu mai țin. Dar asta nu știu de ce o țin minte.
a pune pe alții să facă lucruri bune pe care tu nu le faci, este dovadă de fariseism. Așa se caracteristică. Versetul 47. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Cu asta de ce-i rău? Ce o să rămână neîngropați? Asta e un act de pietate, nu? E bine. M-am oprit aici, deși Domnul nu se oprește aici și explică de ce e asta rău. Pentru că zidind voi mormintele prorocilor, de fapt arătați că sunteți de acord cu ce au făcut părinții voștri care i-au omorât pe prorocii ăștia și sunteți parte cu ei. Adică, pe de o parte ziceți, da, prorocii, sfinții Domnului care au spus și cuvântul lor, și pe de altă parte, în realitate, voi sunteți de acord cu cei care i-au omorât pe proroci ăștia și nu puțini au fost cei care au avut comportamentul acesta. Stau și mă întreb, fariseii de pe vremuri, de ce făceau lucrurile astea? Și până să mă mir prea mult, nu mă mai întreb de ce făceau fariseii de pe vremuri lucrurile astea. Și ultimul element, ca să sfârșesc odată cu lista asta de lucruri neplăcute. Versetul 52. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoașterii, nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Aici e de fapt o concluzie. Dacă te porți așa cum am menționat, atunci te constitui într-un obstacol pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu a unor oameni sinceri, care din cauza ta și a comportamentului tău duplicitar, nu pot să intre, se împiedică de tine. Câteodată mai ajung la ușă și mai rog pe cei de acolo să se ducă mai încolo ca să se poată trece. Nu e o nenorocire dacă stă cineva în ușa acolo. Doar îi stânjenește pe ceilalți, dar nu e o nenorocire. Dacă însă te proptești în poarta împărăției și împiedici pe alții să intre din cauza a ceea ce faci tu, asta e o nenorocire. E o nenorocire pentru tine, că Dumnezeu nu va lăsa pe cineva să se piardă din cauza ticăloșiei altcuiva. Vaiul nu este rostit pentru cei care, împiedicându-se de farisei din poarta împărăției, n-or să intre. Nu, vaiul e rostit pentru farisei, că cei care sunt sinceri vor intra. Spuneam la început că trăim într-o lume a contestării. Credința contestată, biserica contestată, credincioșii contestați. Dar ordinea nu e asta. Ea pornește invers ordinea acestor contestări. Fiindcă cineva mă vede pe mine cum sunt, așa cum n-ar trebui să fiu, atunci împreună cu mine, pe care mă contestă pe bună dreptate, o să conteste și biserica și o să conteste și credința la urmă și o să zic că n-ar nevoie de nimic. M-am proptit în ușa împărăției și ce spune? Ați pus mâna pe cheile cunoștinței. Vă sună cunoscut expresia asta? Păi cine cunoaște totul? Cine are tot adevărul? Cine știe toate profețiile? Cine? De alte unii care s-au proptit acolo. Nu toți cei care știu s-au proptit acolo, dar unii asta fac. Și prin atitudinea lor devin o piedică, devin un obstacol în calea căutătorilor sinceri de adevăr. E rău să fii fariseu? După ce v-am spus de rău o oră întreagă, ce o să ziceți? Dar eu știu dacă o fi așa de rău, oamenii te respectă, îți dau locurile de cinste,
ești conștiincios în îndeplinirea obligațiilor religioase, mai zidești și mormintele fariseilor, profeților, spui întotdeauna ce trebuie făcut, dacă cineva nu știe ce are de făcut cu viața lui, îi spui tu și o să știe fără îndoială, ce e rău să fii fariseu? Păi rău e un singur lucru, nici voi n-ați intrat. Fariseii nu intră în împărăție, ei au găsit un loc interesant acolo în prag. Și ei acolo rămân. Spunea Mântuitorul, și cu asta închei, Luca 16 cu versetul 15. Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Stimați frați, v-am întristat în dimineața aceasta, iertați-mă. Dar există și o întristare după voia Domnului. Și trebuie din când în când, așa se întâmplă, să mai mergem și pe la medic. Și chiar dacă ne dă un diagnostic, așa ne face bine, pentru că măcar știm ce avem și ne putem trata. Cuvântul lui Dumnezeu are și rostul acesta de a ne pune în față câteodată o oglindă neconvenabilă, în care să ne uităm și să ne dăm seama pe unde stăm. Și dacă cumva, cuiva, îi surâde ideea de a fi fariseu, să știți că Domnul spune că nu-i bine. Că este un vai rostit asupra celor care caută să-și înșele semenii, să se înșele pe ei înșiși și încearcă să-L înșele și pe Dumnezeu, deși lucrul acesta nu se poate. Mă rog Domnului să ne ferească de aluatul acesta și să rămânem la pâinea sigură care este adevărul Său. Să nu ne uităm la ce e la modă, să nu ne uităm la ceea ce pare de dorit, să nu ne uităm la ceea ce este profitabil, ci să ne uităm la modelul nostru, la Domnul Iisus Hristos și să vrem să fim ca El. Amin. Amin.